Moldoveni, aloha, salut! Sunt Vera Terentiev și sunt o prezentatoare profesionistă iubitoare de bașle socialiste. Mai întâi eram la NIT-ul lui Voronin, acum la NTV-ul lui Dodon. Ce contează? Unde-i banul? Acolo și gura. Iată tu, de exemplu, stai pe divan, te lenevești, spui că e criză economică, târlă ce ești. Dar cineva de dimineață se scoală de sub podogealne cu călduț și pleacă prin țară să atingă merișoare și să pupe colăcei. Zacalibit de copii și galina de acasă, Igor Dodon a plecat la Șoldănești să vadă niște bărbați. Totodată să se convingă că niciun tractor nu are noul tip de coronavirus. Bună ziua, aveți vreun tractor bolnav? Nu, domn Dodon. Dar dacă sunt bolnav, ești? Aveam noi cu șire cu ei. Uitați-vă și soluții noi avem pentru tractoarele care chiar sunt bolnăjit. Noi ducem tractorul încet în coași, tractorul poate sperie, dar noi mergem, spunem, ia uite tractor, când așa e sănătos, așa e ca așa de darovă. Tractorul duci greu și eu așa mult iroți. Și-l ducem în camera asta, vedeți aici? Cu ventilatorul. Conectăm tractorul și nu-i nicio pneumonie, domn Dodon. După o asemenea relatare optimistă, Igor Dodon a vrut să miroase niște merișoare și să le atingă cu mâna lui curat răpănoasă. Iată asta tărie de caracter, să vezi niște lăzi cu mere și să nu vrei să pui vreo două în buzunar, Igor. De-aia smuș eu. Nu, asta pentru președinte. Care președinte, te ești iepuraș? Iar aici, Igor Dodon a făcut cunoștință cu aparatul de tăiat degete. Acest device ultramodern, supranumit și palițarup 3000, este destinat politicienilor care se iau prea tare în serios. Un deget, al doilea, al treilea poate fi tăiat dacă, în loc de politician, te crezi virusolog. Igor Dodon a făcut o față de Igor Dodon și a înțeles că asta se referă chiar și la cei care îl slujesc. Deplasarea a continuat cu analiza aprofundată a unei câmpii cu floricele galbene și vizita la faimoasa trubă ruginită din care nimic nu mai curge. Ia că aici, domn Dodon, aici o să facem noi investirea dumneavoastră cel de-a doilea mandat, cu fotografi, cu saluturi. Aici o lumea scânde, azi dansează. Și vă rog să faceți cunoștință cu decoratorul nostru din Norvegia, îl cheam Vasile, a pregătit o compoziție artistică, se cheamă Realizările lui Dodon pe timp de 4 ani. Dar păi, e doar un fir de iarbă, nu? Totuși sunteți șahmatist, v-ați dat seama. Iar la desert ni se servește o porție de pacazuhă tradițională pe bani publici. Și aici o să vă rog să fiți atenți chiar la versiunea originală, nealterată a acestui video. Bună ziua! Bună ziua! Florile, felicitări! Bună ziua! Substantiv! Dragă Igor Dodon, cu facultăți terminate, cu profesoară de limba română care e mama ta, zi băiești tu un bună ziua! Mă numesc Igor Dodon, sunt președintele Republicii Moldova. Cum vă simțiți? V-am adus un buchet de flori? Vreau să vă fac ziua mai frumoasă! Bună ziua! Topor, gură, flori, femeie, țâț, cu... Ei, dar stai că asta încă nu-i tăiat, mergem mai departe. Sănătate și mulțumim pentru tot. Este o săptămână. Săptămâna viitoare. E data din 9 mai. Trăiești mulți ani. Mulți ani trăiești fericit. Da, doamne. Și eu am luat decizia că înainte de 9 mai știu că sunteți practic unicul veteran. Stai. Știu că sunteți practic unicul veteran. Acum câteva săptămâni guvernul a alocat 157.000 de lei pentru confecționarea 450 de medalii pentru 450 de veterani. Și înseamnă el e unicul veteran. Sau Dodon se duce la fiecare veteran și spune: dumneavoastră sunteți unicul veteran, dumneavoastră vă iubesc cea mai tare din toți veteranii. A vot eta vâșăie nagrada Republicii Moldova, eta ordine Republicii. Ой, спасибо. Я хочу вам вручить орден республики. Спасибо. Asta e încă un semn de boală, de mișună pe gură care iese din Dodon necontenit? Sau ce-a fost asta? Și înseamnă unicul veteran? Deocamdată întrebarea asta rămâne fără răspuns. Mergem mai departe. Să vă mânez cea mai înaltă distincție de stat care este în Republica Moldova. Ordinul Republicii. Eu vreau să mânez ordinul. Vă urez sănătate. Aici este toate documentele pe dânsul. Eu înțeleg că ordinul vă place, dar ordinul fără documente asta e cam mică. Și? Aveți peste 90 de ani? Da. Și eu am grijă de dumneavoastră doar o dată în an? Da, dar în schimb v-am dat că toate documentele și hârtii dacă vreți. Nu vreți hârtii? Blin, nu e că flori v-am adus. Și mai vreți? Nu v-am vizitat? În timp de pandemie, nu? Sunteți în grupa de risc? V-am vizitat, normal. Și mai este. Vrem să luăm un credit de la ruși. Vrem să îngenunchem țara definitiv. Din punct de vedere social, economic, la pământ deja suntem cu coronavirusul, COVID-19. Dar vrem încă o dată, că așa, definitiv, de-am un controlnic, cum s-ar zice. La bavoi, așa, nu știți, să facem. Ce?
Da, 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 dumneavoastră sunteți unicul veteran. Aha. Deși, dragă Igor Dodon, deși, dragă Igor Dodon, nu-i arăți de mutetă dragostea care o ai tu pentru veterani. Și nu doar pacazuha asta de a veni, de a face o poză și de a arăta la accent, în TV și așa mai departe. Ah, dar poate noi așa greșim, poate noi credem un lucru despre Dodon, pentru că el despre noi crede cu totul altceva. El crede că noi, de fapt, ne dorim această pacazuha în viața noastră, e că ascultați-l. Dar riscul este. Dar eu cred că oamenii asta și așteaptă de la mine. Oamenii așteaptă să vadă președintele că se implic. Oamenii așteaptă să vadă președintele. Nu e necesar el pe bune să se implice în ceva. Dacă noi să-l vedem la câteva televiziuni, prin gazeturi, prin broșuri, ia cădem pentru asta, mulțumim, domn președinte, dar nu trebuie de implicat. Frumoasă agavoracică, frumoasă mărturisire a acestei eficiente metode de marketing electoral. Așa că poate că e cazul să ne-o recunoaștem. Nouă ne place să-l vedem pe Igor Dodon implicat, aplecat ca președinte, pupând colăcei, rupând din colăcel. Dar ce se întâmplă cu acest colăcel pe timp de pandemie? El a pupat și a atins acest colăcel. Să zicem că el îl duce înapoi la președinție și îl împarte la angajați, dar angajații zic: nu, domn președinte, dumneavoastră ați spus slabă, ați pupat, noi nu mâncăm așa ceva, măi, infecții prin toată țara. Ok, să zicem că el duce acasă colacul, acasă sunt membrii familiei, te mai împarți, mai atinge și alăși obiect, nu e o problemă. Dar Dodon, în cadrul aceleași vizite, mai pupă și atinge încă doi colăcei, trei colăcei pe zi. Câți colăcei mănâncă familia Dodon? Și dacă nu mănâncă, și se întâmplă cu acești colăcei? E chebane? E că noi ne trebuie un miliardul. Noi ne trebuie ce s-a întâmplat pe 7 aprilie 2009. Dar o întrebare la care societatea noastră trebuie cât mai urgent să răspundă este: ce se întâmplă cu toți colăcei pupați de Igor Dodon? Și poate la întrebarea asta ar putea să ne răspundă măcar vreun funcționar public, măcar vreun director de zavod care urmează să fie vizitat de Igor Dodon. Pentru că data viitoare, când ați vin la tine un președinte pe S-class, lipsit de competență, tu să nu-i oferi colași copți tăt noaptea, dar să-i oferi o broșură cu sfaturi elementare de igienă, gen, ca în cazul dat: domnule Igor Dodon, nu puneți laba pe pierje uscate care sunt pregătite de comerț deja. Wow! Uite ce faci el, uite cum mă totolește. Na, vrei gust? Hai gust ai de la mine din mână. Nu, eu, alea că mă tem. Bodyguard, vrei să te îmbolnăjești? Nu vreau. Hai gustați ai de la mine din mână. Ce se întâmplă și cu acest gis? A, dar eu azi mănânc, eu ne-am place să merg la risc. Eu risc să mă repet, prieteni, dar o să vă amintesc. În țara noastră mai există încă un virus care se răspândește foarte repede, aproape irecuperabil, mai ales în rândul politicienilor și în rândul funcționarilor publici. Este virusul incompetenței. Și că împotriva acestui virus, noi trebuie cât mai urgent să căutăm leac, medicamente, metode, echipament de protecție. Dacă aveți sugestii, dacă aveți idei despre cum am putea lupta cu acest nou tip de virus, de fapt el nu e nou, el e de mulți ani, dați de știri mai jos în comentarii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. Vă pup pe obrăjuri, colăcei mei molăcei.